Îmbătrânirea poate fi activă, sănătoasă și productivă. Asta o demonstrează doi pensionari din satul Bravicea, raionul Călăraș, care au dezvoltat o afacere în agricultură. Mai exact, cei doi soți și-au transformat grădina într-un adevărat paradis al persicilor și pentru că vorbim despre un fruct prețuit pentru gustul dulce și aromat, cumpărătorii vin și culeg piersicile direct din grădină. Soții Iulia și Vasile Ghindă spun că și-au dorit să nu depindă financiar de copii și să aibă o activitate care să le aducă plăcere sufletească. Din timpul de față cât e de greu, am hotărât că noi singuri să ne ocupăm cu ceva, cu copiii să nu ne ajute cât putem, noi avem putere. Cu o dragoste oarecare, îmi place, că e frumos, că ajută un copil, îi dau și așa la mine, din suflet, vin și colegii de pe loc, nu vând la piață, dar ei vin singuri. Fiecare copac din micul colțișor de rai a fost altoit chiar de gospodarul casei. Potrivit grădinarului, altoirea este necesară pentru a obține o recoltă bogată, dar și pentru a crește rezistența pomilor la boli, dăunători, îngheți și secetă. Dacă e căzută urechiușa, vedeți, e scăzută urechiușa. Ia uitați, aici am pus mai târziu. Vedeți, încă aici încă nu a căzut urechea. Asta la 15-20 de zile de am tot știut rezultatul. E prins sau nu e prins? De ce? Roada peste 2 ani. La 2 ani. La vară, nu la toamnă, nu, dar la cel în toamnă să aibă rod. Pe timp de secetă, grădina este irigată de câteva ori pe săptămână. Luăm de la uzină, de la fabrica de vin, apa, o plătim 12 lei de tonă. Și nu, nu avem probleme la apă. Noi apă de probleme, cum nu avem. Dar totuși trebuie deodată zilnic acești copaci, nu, ei... Peste o zi, peste două, altă fel, nici nu crește mășcate, înțelegi cum? Dacă nu le uzi. Una, a doilea, ele nu se țin pe copac, ele cad. Cei doi pensionari au planuri mari de viitor. Soții vor să-și mărească suprafața de livadă și numărul de soiuri cultivate.